Zeci de profesori mehedințeni și preoți care predau disciplina religie la clase s-au reunit sâmbătă trecută în sala Nestor Vornicescu a Centrului Eparhial pentru a participa la consfătuirile anuale, etapă didactică pregătitoare în cadrul procesului de învățământ. Întâlnirea care a beneficiat de binecuvântarea părintelui episcop Nicodim a debutat cu un scurt moment de rugăciune. Așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor tăi și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Prezidată de reprezentantul Inspectoratului Școlar Mehedinți pentru Catedra de Religie, profesor Dana Săftoiu, întâlnirea a pus în dezbatere activitățile anului trecut desfășurate la orele de religie și a trasat de asemenea principalele direcții pentru anul școlar 2014-2015. Dorindu-ne ca și anul acesta să avem participarea tinerilor și a profesorilor la tot ce propunem noi, foarte bogată, activă, lucru pe care sunt convinsă că îl vom realiza. Datorită faptului că avem o foarte bună colaborare cu profesorii și preoții, cu Episcopia Severinului și Strehaiei, și protocolul care s-a semnat la nivelul național este cumva protocolul dintre minister și dintre patriarhie. La noi în eparhie a fost dintotdeauna ceva firesc, adică școala, biserica au fost împreună și pentru acest lucru eu sunt extrem de bucuroasă. Vom avea concursurile cunoscute, Olimpiada Școlară, Concursul de Cultură și Spiritualitate, Cultură și Civilizație, Ucenicii Credinței. În cadrul ședinței au fost puse în evidență și aspecte recente din viața dinamică a bisericii implicată în educația tinerilor. Între acestea, Reuniunea Națională a Tinerilor Ortodoxi de la Baia Mare, desfășurată în perioada 3-6 septembrie 2014, eveniment de înaltă ținută la care au participat și cadre didactice din Mehedinți și care au împărtășit impresii și au recomandat promovarea acestui eveniment în rândul elevilor pentru o participare mai numeroasă la ediția de anul viitor. Totodată, în cadrul consfătuirilor, părintele Cosmin Necșoiu, inspector al Biroului de Catehism, le-a comunicat dascălilor noutățile din cadrul proiectului educațional Alege Școala, implementat de Patriarhia Română și Fundația World Vision Romania. Sunt diseminate mai multe informații referitoare la programa școlară, la structura anului școlar, metodologiile de predare și toate cele necesare profesorilor pentru a-și desfășura activitatea în bune condiții la ora de religie. De asemenea, subsemnatul a comunicat inspector al Biroului de Catehizare în urma participării la Congresul Național Hristos Împărtășii Copiilor. Am comunicat și câteva lucruri care sunt legate strict de profesorii de religie referitoare la revizuirea manualelor catehetice din proiectul Hristos Împărtășii Copiilor și concursul de mini-proiecte cu caracter misionar ce va avea loc în anul acesta, în perioada sărbătorilor de iarnă și perioada sărbătorilor pascale. Reprezentantul Biroului de Catehizare al Episcopiei Severinului și Strehaiei a mai precizat că, în cadrul proiectului implementat de Patriarhia Română, s-a creat un instrument educațional pe baza căruia se vor desfășura activitățile cu elevii, instrument care a fost depus spre acreditare, iar toți cei care vor face activități cu copiii vor fi acreditați. Astfel, consilierii pentru tineret vor avea o ocupație recunoscută în România, pentru care vor fi plătiți și vor putea să se implice și în alte programe de activitate de acest gen în Patriarhia Română. Proiectul Alege Școala nu se va termina după încheierea finanțării lui, ci va continua prin derularea activităților din cadrul centrelor catehetice înființate. De asemenea, câteva zeci de copii din Episcopia Severinului și Strehaiei vor lua parte în mod gratuit la taberele de vară de anul viitor.
Un rol deosebit de important pentru punerea în practică a tuturor proiectelor propuse l-are și sectorul învățământ și tineret din cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei, condus de preotul Ioan Ovidiu Polexă. De altfel, între acest sector și Catedra de Religie a Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți există de mai mulți ani o colaborare fructuoasă. Au fost comunicate mai multe aspecte ale predării religiei în școală din partea Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți. De asemenea, s-a făcut analiza activităților anului școlar trecut și nădăjduim ca Dumnezeu să ne ajute să le realizăm și în anul acesta. Cu nădejde în rezultatele care le vor avea în ceea ce privește educarea tinerilor în spiritul bunei morale creștine, profesorii de religie și preoții care predau această disciplină la clase au încheiat întâlnirea sub semnul rugăciunii.